Bună dimineața, Robert Petre este numele meu. Vreau să vă urez bun venit la un nou webinar marca Admiral Markets. Aș dori să-mi spuneți în primul rând dacă este tot în regulă, dacă mă puteți auzi și dacă vedeți ecranul de prezentare. Sunteți foarte prompți în dimineața aceasta. Observ că mi-ați răspuns foarte rapid, așa că putem să începem. O să începem ca de obicei prin a spune că acest webinar are un caracter informativ și nu reprezintă o recomandare sau un sfat de tranzacționare pentru niciun instrument. Nu există și nu este oferită nicio garanție că informațiile sunt complete sau exacte. Este, dacă vreți, o opinie a specialiștilor Admiral Markets. În regulă. O să facem așa o scurtă agenda a webinarului de astăzi. O să începem prin a ne uita pe săptămâna aceasta. Astăzi, după cum vedeți, deja avem calendarul economic deschis. Este o zi destul de săracă, dacă vreți, din punct de vedere al indicatorilor macroeconomici, cel puțin. Asta nu înseamnă că nu putem avea volatilitate pe piață, din contră, însă, cel puțin din punct de vedere al indicatorilor macroeconomici, observați că avem bank holiday pe Japonia, pe Canada și pe Statele Unite. Deci, cel puțin pe aceste zone nu vom avea nimic semnificativ din punct de vedere al indicatorilor macroeconomici. O să discutăm așa puțin pe calendar despre ce avem săptămâna aceasta și ce putem urmări asta ca și indicatori macroeconomici. O să ne uităm puțin și pe principalele instrumente financiare, principalii indici, principalele perechi valutare, să facem o scurtă analiză tehnică și ulterior sesiunea de întrebări și răspunsuri și pe parcurs, în cazul în care aveți întrebări, puteți să scrieți în fereastra de chat și vă voi răspunde în cel mai scurt timp cu putință. Ok. După cum vă spuneam, astăzi o zi extrem de săracă din punct de vedere al indicatorilor macroeconomici și cei care se publică din zona euro sau care s-au publicat. Vedem că am avut German Trade Balance la 9, s-a publicat destul de ok, însă sunt indicatori care nu au un mare impact, nu au o mare importanță spre deosebire de alți indicatori macroeconomici. Ok. Asta, așa arată ziua de astăzi, luni 10 octombrie. O să mergem pe ziua de marți. Deja din așa la o singură privire vedem cel mai important indicator care ne face să fim cu ochii ațintiți spre DAX. Este German CEV Economic Sentiment. CEV-ul este un indicator destul de important în Germania și care are un impact destul de mare asupra DAX-ului și asupra euro, Germania fiind considerată motorul zonei euro în acest moment. O să mai avem și ceva indicatori mai puțin importanți din Marea Britanie, pe Japonia o să avem contul curent, pe Australia Business Confidence, la fel pe Australia Home Loans, pe Japonia Economy Sentiment, ok. Indicatorii așa mai importanți nu vor fi nici mâine în afară de țev. Vedem că mai avem și din Canada și Statele Unite, avem din Canada la 3 și 15 housing starts, la 5 avem labor market condition index pe Statele Unite și nu nici aceștia nu sunt atât de importanți încât să aibă un impact atât de mare pe piață.
Ziua de miercuri nu ne va aduce nimic semnificativ în afară de FOMC Meeting Minutes de la 9 pe Statele Unite. E un indicator important, e un indicator ce poate aduce, dacă vreți, ceva știri importante sau ceva dezvăluiri importante cu privire la rata de dobândă. În afară de acest indicator, avem, nu știu, pe Statele Unite vedem că vorbesc doi membri ai FOMC înainte de minutele FOMC, vorbește Dudley și George, sunt doi membri și ce spun acești doi membri de obicei are un impact destul de mare pentru că au putere de decizie și acest lucru poate să fie de asemenea important de urmărit. Ok. Ziua de joi arată puțin mai bine. Vom avea trade balance pe China, pe Statele Unite vom avea cererile de șomaj. După ce rata șomajului am văzut vineri că a crescut până la 5%, de la 4,9%, împreună cu un FP-ul care nu s-a publicat foarte bine pentru dolar. O să ne uităm ulterior și pe grafic să vedem impactul. Așteptăm cererile de șomaj. Se așteaptă într-o mică creștere, după ce spuneam, a crescut și rata șomajului. E important de urmărit deoarece aceste cereri de șomaj pot avea fluctuații destul de mari, pot să vină și mai puține fără niciun fel de problemă. Și vom avea și inventariile de petrol acum, după întâlnirea OPEC, în care s-a discutat despre micșorarea producției, este posibil să vedem, deocamdată vedem că nu avem nicio prognoză pentru inventariile de petrol. O să vedem care sunt prognozele și cum se vor publica, să vedem dacă acest lucru, întâlnirea OPEC, a schimbat cu ceva sau va avea un impact pe termen mai lung. Ei tăind producția de petrol. Ok, și vineri vom avea o zi ceva mai încărcată din punct de vedere al indicatorilor macroeconomici. Vom avea și pe liră ceva, dar pe dolar va fi o zi destul de încărcată. De la 3 jumate vor începe indicatorii PPI, retail sales și la ora 5 vom avea preliminar consumer sentiment și de la 8 jumătate va vorbi Yellen. Asta vineri. Ok, am făcut o scurtă retrospectivă a zilei de vineri și a întregii săptămâni. Pentru cei dintre dumneavoastră care ați intrat puțin mai târziu, spuneam că astăzi avem o zi extrem de săracă din punct de vedere al indicatorilor macroeconomici și din acest motiv am considerat important să ne uităm pe toată săptămâna să vedem ce așteptări avem. Ok, vom merge pe platformă. În momentul acesta, orice instrument pe care doriți să îl discutăm este ok. Puteți să ne scrieți în fereastră de chat și eu voi încerca să-l tratez în limita timpului disponibil. O să începem, bineînțeles, cu EURUSD, care spuneam că a avut parte de o mișcare vineri, a avut parte de o mișcare ascendentă din minimul acesta. Cam toată ziua dolarul, cel puțin până în a doua parte a zilei, dolarul s-a depreciat în raport cu moneda unică europeană.
ajungând de la minimul acesta de 1.11.031 la 1.12.049, aproximativ 100 de pips, 100 și ceva de pips. Ulterior a respins din nivelul acesta până în 1.11.46 și a crescut din nou până în 1.12, din care vedem că a respins în dimineața aceasta și este dolarul, chiar dacă avem bank holiday pe Statele Unite, a deschis destul de bine sesiunea de astăzi și o să pare că are putere să meargă mai jos. Ok. O să ne uităm pe USD/JPY, o să ne uităm în momentul acesta. USD/JPY-ul care știm că a respins din minimul de 100, după cum chiar spuneam acum ceva timp, când ne uitam pe acest instrument, nivelul de 100 fiind unul extrem de important și din punct de vedere psihologic, a ajuns până în maximul de 104.34 și în momentul acesta se află la 103.15, după ce a respins, vedem din low-ul acesta, de 102.80. Pare că a respins destul de frumos și ar putea, din punct de vedere tehnic, să continue să, după această corecție, să avem încă un impuls care să se apropie de nivelul acesta maxim de 104.16. Ok, o să ne uităm și pe GBP/USD, care în momentul acesta arată destul de bearish, dacă vreți. Lira pare să piardă teren în raport cu dolarul american și în raport cu moneda unică europeană. Cu siguranță știți ce s-a întâmplat săptămâna trecută cu acea publicație de la Financial Times. Vedem că de această dată, practic, zvonurile sunt cele care au un impact cel mai mare asupra perechilor valutare și mai ales aceste zvonuri cu privire la ieșirea Marii Britanii din zona euro. Ok, încă o solicitare. Silver. Ok, silverul vedem că a respins din nivelul de 17, a făcut un double bottom la 17.09 și a respins destul de frumos până în 17.71, îndreptându-se spre zona aceasta de rezistență de la 17.95. Per total, trendul pare unul descădere, acesta fiind o corecție într-un trend de descădere, însă vedem dacă respinge din rezistența aceasta, îl putem vedea din nou cel puțin ulterior spre zona de 17.51. Ok, USD CAD o să urmărim. USD CAD-ul pare că nu a confirmat, vedem că e un nivel aici, e un nivel de rezistență peste care a trecut. Dolarul canadian s-a întărit, asta
vineri, când am avut indicatori mai puțin buni din Statele Unite, însă dolarul deschizând destul de bine pare să revină spre această linie, fostă linie de rezistență, actuală linie de suport și poate dolarul fiind ajutat zilele următoare și din punct de vedere al indicatorilor macroeconomici să meargă spre linia aceasta de suport de la 1.3209, chiar puțin mai jos ulterior. Ok, o să mergem acum și pe principalii indici bursieri, apoi să ne uităm puțin și pe aur și petrol. O să începem cu Dow Jones, care este într-o mișcare laterală pe daily, nimic, o mică tentă de creștere, dar fără o putere foarte mare. Dacă mergem pe un interval mai scurt, o să vedem și fluctuațiile care au fost survenite în urma zilei de vineri pe dolarul american. Vedem că a coborât din nivelul acesta maxim de 18.033, 18.333 până în 18.146, din care a respins și în momentul acesta se află la 18.280. Pare că Dow Jones-ul este în continuare, repet, fără o putere foarte mare pe creștere și să vedem dacă va continua aceste mișcări. Ok. S&P-ul arată, după cum îl știm deja în oglindă, arată la fel ca Dow Jones-ul, doar că se află la cotația de 2158. DAX-ul, cazul în care ne uităm pe un time frame mai mare, o să vedem la fel că este într-un dreptunghi cu latura superioară la în jurul cotației de 10.780 și latura inferioară, să zicem cu aproximație, 10.239. Este încă în acest dreptunghi și în această mișcare laterală, pe termen scurt, el pare să se îndrepte mai mult spre această linie de rezistență de la 10.561. Ok, o să mergem pe gold în momentul acesta. Aurul care a respins din minimul acesta de 1241, după ce a coborât destul de mult, vedem de la 1375 cât aveam maximul acesta până în minimul de 1240, din care vedem că a respins destul de frumos și se îndreaptă spre linia de rezistență de la 1277. Din punctul meu de vedere, strict punctul meu de vedere, aurul trebuie să revină peste nivelul de 1300, nivelul acela destul de important din punct de vedere psihologic și are toate șansele să o facă în cel mai scurt timp. Ok, ne vom uita puțin și pe petrol, pe WTI. Vedem că după ce am avut acea ieșire a celor de la OPEC, petrolul a dus-o destul de bine.
ajuns până în $50 pe baril, din care a respins fiind un nivel foarte important și tehnic și psihologic, nivelul de $50 pe baril. Este de așteptat după această mică corecție să-și continuă trendul ascendent. Vedem cum vor ieși și inventariile de petrol săptămâna aceasta și să consolideze peste nivelul de $50 pe baril. Asta pe termen mai lung. În regulă, cam acestea ar fi principalele evenimente, dacă vreți, ale săptămânii, principalele instrumente, cam ce, nu știu, ce cursuri ar putea să aibă. În cazul în care mai aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail info@admiralmarkets.ro pentru întrebări suplimentare. Eu vă reamintesc încă o dată că acest webinar are un caracter strict informativ și nu reprezintă o recomandare sau un sfat de tranzacționare. Robert Petre este numele meu și vă doresc o zi frumoasă în continuare. La revedere!